e nou atunci când dai de oameni noi, despre care nu prea știi. Dacă este asta cu nou, e foarte simplu când suntem mici. Când ne naștem, orice e nou e ok. Și acumulăm foarte repede, fără să trebuiască să ne chinuim sau să învățăm despre a acumula. Păi e simplu, râzi la mine, râzi la tine. E supărăcios, mă faci să plâng. Nu te comporți cum trebuie, nu crezi prea frumos. Dar deja după câteva luni de viață, când încep propozițiile, nu e voie, ba e voie, ba e bine, ba nu e bine, ca să ne adaptăm la nou, avem nevoie de alte chestii, de alte reguli, de alte mesaje. Microfonul se joacă cu mine și eu cu el. Când creștem, dăm de primele grupuri care nu sunt ca acasă, ne adaptăm un pic mai greu, cam într-o zi, două, dar ne adaptăm la grădiniță, la școală, după care iar creștem. Și apare prima, apare primul, ceva nou. Cum reacționăm la nou? Cum reacționăm la ceea ce apare după colț? Că nu știm ce o să fie după colț. Vedem doar care e colțul. Și important, ideal vorbind, ca primele interacțiuni pe care le avem să fie faine, pentru că ele ne marchează. În funcție de ele, vom ști să reacționăm mai bine sau mai prost la noi sau la ei. Dar să nu-mi băie drept. Eu nu știu prea multe drumuri care să fie drepte, care să fie autostrăzi. Pe autostradă ajungi din punctul A în punctul B foarte repede, dar n-am pus să vezi nimic. Nu experimentezi prea mult. Pe serpentine, în schimb, e mai greu. Ai foarte multe cotituri, multe colțuri. Trebuie să știi cum e curbele. Poți să-ți subi capul dacă nu e curba cum trebuie. Dar înveți. Și mereu e ceva nou. Pe măsură ce mai înaintăm și experimentăm și lucrurile noi, rele, avem alte înțelegeri despre nou. Când oamenii pleacă sau când noi alegem să plecăm de lângă oameni, experimentăm și noul, care nu e așa de bun, apare pe loc. Și de multe ori ajungem să repetăm niște povești și să nu mai fie nou, ci să fie din nou și din nou și din nou. Pentru că ne simțim bine în noul ăla pe care eu știam, care e deja vechi, dar e cumva cunoscut. Ca să învățăm un nou, nou, după ce am fost obișnuiți altfel, trebuie să ne educăm foarte mult. Să dăm pe la psiholog, să dăm pe la psihiatru uneori. Da. Cumva, adaptarea la nou, după ce treci în multe experiențe, dacă te-au prins pe picior greșit, adaptarea poate să fie foarte grea. Dacă, în schimb, te-ai construit sau ai fost construit să înțelegi că orice nou are curbele lui și liniile lui drepte, atunci adaptarea la nou poate să fie aproape la fel de ușoară pe cum era în copilărie. Curbele astea multe și serpentine, cum îmi place mie să-i spun, astea ne construiesc. Ca să ne adaptăm la ele, trebuie să
trebuie. Învățăm când avem încotro că e bine să le acceptăm. Uneori nu putem și le tragem după noi toată viața și ne chinuim mai tare atunci când îi citim pe alții învățați care după 60 de ani, 70 de ani de practică au ajuns ei la, așa zic, la cunoștința vieții și te ești făcut pe la 25, 20, 30, te lupți și vrei să fii ca ăla. N-ai cum. Pentru că e nou. Pentru noi să creștem. E nou să ne adaptăm la nou. Povestea, eu nu sunt budișteanul de blockchain, etică, înțelegem. Cum faci asta? Trebuie să te duci. Nu mai precum în copilărie. Dar nu e despre, doar despre noi, acest nou. E și despre alții. E nou pentru un profesor să vină la el în casă unul cu handicap, cu măsa de mână, vreau și eu să învăț nimic, dar nu fac doi pași. Ce faci? Cum reacționezi la asta? N-ai mai avut. E nou pentru o agenție de publicitate să vină unul de 20 de ani la tine cu un portofoliu în campanii video sociale, vreau să lucrez cu tine pe campanii mari. A, păi cum că noi am avut doar regizorii israelieni și de ăștia. E nou să acceptăm că putem trece dincolo de preconcepții. Și contează mult cum îi ajutăm pe alții să se raporteze la nou și la nou pe care îl aducem noi. E un soi de vânzare atunci când cunoaștem pe ceilalți, fie ei profesional, personal, ce-o fi, cum îl ajuți pe celălalt să se raporteze la nou, la noul din tine, la noul care apare în față, care ești tu. Vezi, aici ajută foarte mult partea asta de soft skills pe care eu nu am, dar măcar mi-am dat seama de asta. Asta e iară, un alt bullshit. Și că dacă îți dai seama, e primul pas și te ajută la ceva, dacă nu faci ceva. Dar mi se pare challenge-ul foarte mare. Cum faci vânzarea? Pentru mine e așa fascinant când încep relații noi de astea mai complicate, mai serioase, se repede același film cu mamele, ălula ce ai făcut, mi-ai dus handicapatul acasă, ea și vinde pasta și e un challenge întotdeauna să simți că ce e vechi, acum e din nou un nou, sau când întâlnești oameni care au nevoie să înțeleagă mai întâi, ca să de fapt, să ia contact ca să înțeleagă. Vezi, eu am experiența de a fi lucrat în multe medii sociale, de la penitenciare de femei la grupuri LGBT, orfani, etc. Și țin minte că eram la o filmare unde trebuie să filmăm cu două echipe din cauza timpului scurt și filmăm într-un centru pentru copii cu handicap sever. N-am știut neapărat peste ce voi da acolo, pentru că sunt obișnuit să fiu deschis la orice și să nu mă impacteze emoțional prea tare așa orice chestie vizuală. Și mi-am trimis înainte echipa 2 producție. Eu am venit pe la prânz. Regizorul care mi era prieten, era regizor de videoclipuri, de cam livid la față. Zic, ok, eu fi tras ceva aseară, ce știe, nu se simte bine. Seara fac ședința de încheiere a zilei de filmare, ăsta era tot speriat, pantaloni mare. Zice, băi, am ajuns acolo și au început să sară pe mine, să tragă de cameră de mine. Și mi-am dat seama ce idiot am fost, pentru că eu am uitat să-l anunț pe ăsta cam de ce s-ar putea lovi.
acolo. Eu obișnuit cu toate tipurile de contact. Ăsta nu. Normal. Până nu e contact, nu înțelegi. Și atunci trebuie foarte mult să avem grijă de partenerii de drum, de business, să-i adaptăm la nou. Și nouul ăsta e cam în fiecare zi. E mereu când te trezești un nou. Și astea sunt niște lozinci deja bine spuse, dar foarte adevărate, pe care te prinzi abia după ce pentru unii nou nu mai există. În momentele astea mai neplăcute, cam asta ne leagă de obicei. Cred că deschiderea către nou e cel mai mare atu pe care poți să îl ai ca om în zilele noastre. E foarte greu să te adaptezi la nou, când toate cărțile vorbesc despre nou, dar toți oamenii din jurul tău și toate emoțiile și toate reclamele îți vorbesc despre vechi sau despre obișnuit. E un război în capul nostru între ce vrem și ce suntem obișnuiți să vrem, între ce ne luăm, mă sabotați, între ce informații suntem obișnuiți să luăm, să accesăm și să înțelegem. E foarte ușor să iei ce e obișnuit, ce e comod. E foarte ușor să iei ceea ce lumea aclamă sau acceptă ca fiind ok. E destul de greu să ai curaj să vrei ceva nou și să vezi dacă în spatele a ceea ce se vede găsești și altceva. Poate o surpriză, poate ceva nasol. Dar cât timp n-ai curaj să iei nou în brațe, nici ziua de mâine nu te ia pe tine cel nou în brațe, te ia pe tine cel vechi. Și cumva cred că cel mai important e să îți dai voie să experimentezi. Dacă toate companiile experimentează pe noi și ne arată noul lor și se vând așa frumos în glossy, în etică, în tot ce vrei, nu ne temă să ne arătăm noul nostru altora, pentru că ne temă că nu va fi acceptat. Și atunci mergem la niște pattern-uri de-astea vechi, care au dat roade în trecut și nu acceptăm să ne schimbăm. Vrem să avem un Tedy S2, S3, S4, S6, plus. Unul e aceeași Tedy. Și aceeași fiecare din noi. Pentru că nu avem un manual de update, din fericire. Cum zice Cabron, că oamenii nu sunt cum în puță de robot. Și atunci e important să acceptăm că e greu schimbarea la nou, dar este vitală. Eu până acum 10-15 ani am auzit de concepte de asta, de vulnerabilitate, de tot ce se vorbește acum în halul în care vorbim azi. Și când vorbesc de halul, nu zic că e ceva rău, e ceva super bine, când dar parcă doar pe asta le aud. Sunt foarte puțini oameni care vorbesc de lucruri pozitive, sunt foarte puțini oameni care vorbesc de lucruri corecte, de exemple de relații bune, sau de aventuri foarte bune, sau toată zona asta de nou și de bun. Majoritatea chestiilor pe care le întâmpin în conexiunile mele sunt legate de niște lucruri emoționale de-astea foarte vechi și care te țin în jos. Și dacă nu te simți cumva jos, cineva, cumva, ca să-ți vândă ceva, te face să te simți jos. Ca să se vândă pe el ție, de exemplu, te face să simți că ai avea o nevoie de care poate nu știai. Din fixul ăsta, știi, acum
vine în vulnerabilitatea asta. Sau vine mai multe. Probabil zodia de berbec m-a făcut să fiu un pic refractar la ideea nou și de a adapta noul interior, însă nevoia de ceilalți și de altfel de oameni decât am avut până acum și de altfel de eu m-a făcut poate să mă jlefuiesc un pic mai bine cornele. O fac foarte lent, pentru că nu e așa, e foarte greu să te schimbi deodată și de ce îi faci dacă ți-a funcționat până acum. Însă fiecare pas, fiecare rezultat pe care îl avem în noul eu și în noul noi, e o bucurie și o dovadă a faptului că reușim. Acum, dacă ne prostim pe față și ne bucurăm la pași minori, la revelații care apar, dar fără acțiunea schimbării, iar e așa o mincinică frumoasă pe care felicităm pe cei care ne-au ajutat să o avem, fie speaker, cărți, alți terapeuți. M-au chemat să vorbesc odată la facultatea de psiho, zic, bă, nu vin, că vă fac să plângeți. Și nu e ok. Eu v-am zis, zic, voi psihologii, preoții și doctorii, vă dați mereu de lucru. Să mor dacă cunoaște un copil de 2 ani, îi spune, bună, ne vedem în 5. Sigur ai duce. Știi, e așa, e o deschidere mare către a căuta problemele în oameni și a săpa. Dar sunt foarte puțini cei care văd pozitivul din oameni, dincolo de cele probleme, etc., și să le speculeze pe alea în bine. Mulți ar zice că mă refer la etapa de negare, dar nu este așa, mă refer la a echilibra cine obișnuiește societatea actuală, că înseamnă nou, cu ce vrem noi să înseamnă nou pentru noi. Nou în discursul ăsta e că am fost cel mai incoerent de până acum și vă mulțumesc și vă urez să fiți noi în fiecare zi.